România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un caz de furt a făcut zilele trecute în conjurul țării și al internetului nostru. Mai ales că victima este un cineast celebru, dar și un om care a făcut multe pentru țara asta. Charlie Oatley este un promotor al României, iar documentarele sale despre frumusețile naturii de la noi au făcut în conjurul lumii. Filmul său, Wild Carpathia, despre Carpații noștri, a fost difuzat în 110 țări și a strâns o audiență cumulată de peste 100 de milioane de persoane. De altfel, regizorul a și ales să locuiască în România, la Șirnea. Asta este partea frumoasă, cunoscută a poveștii, iar de aici începe dezbaterea noastră. Charlie Oatley a fost jefuit de aparatura sa la Timișoara. Dar, mai important, în momentul furtului, a pierdut imaginile filmate, adică munca sa. A recuperat-o ulterior. Trei copii au fugit cu aparatele sale, inclusiv o dronă, au fost prinși foarte repede, iar realizatorul spune că acțiunea poliției a fost impecabilă, chit că drona a fost găsită mai târziu. Autorii furtului sunt doi băieți și o fată, toți trei cu vârstă între 10 și 14 ani. Mama lor are 26 de ani. A doua zi, internetul s-a umplut de mesaje. De la iar ne-am făcut de rușine, ce o să spună lumea, până la mici infractori sau că hoții au făcut asta pentru că sunt romi. Internetul îl știți cum e. Și aici vine întorsătura de situații, căci victima, păgubitul, nu îi vede pe cei trei copii drept infractori. O să citez ceva mai mult dintr-o declarație pe care el, Charlie Oatley, a făcut-o într-o conferință de presă. Iată. În primul rând, nu noi suntem victimele. Victimele reale sunt copiii care au furat drona. Adevăratele victime sunt ei, copiii care sau pe care i-au dezamăgit părinții și societatea. Ar fi trebuit să fie în pat, ar fi trebuit să doarmă și să meargă la școală a doua zi. Sunt copii, fie că sunt cetățeni romi sau români, merită o șansă la educație, iar părinții au nevoie de reabilitare ca să le ofere copiilor o nouă șansă, spune Charlie Oatley și continuă. Altfel, vom perpetua acest ciclu al infracționalității. Profit de această ocazie, spune regizorul, să le transmit oamenilor că suntem norocoși că îi putem ajuta pe acești copii. Nu numai că nu vrem să fie pedepsiți în vreun fel, pentru că nu este vina lor. Vrem să le oferim șansa de a ne vizita când filmăm Flavors of Romania aici, o să vină să ne vadă și pe platoul de filmare. Aș vrea să le ofer o cameră, să-i învăț să filmeze, să le oferim un nou începând, un nou început, sperând că astfel îi vom încuraja și îi vom inspira să nu facă greșelile părinților lor. Din câte înțeleg, tatăl lor e în închisoare. Sunt mii de familii ca acestor copii peste tot în țară, sunt copii care cerșesc în parcări, în fața supermarketurilor și noi îi dezamăgim, noi, ca țară, îi dezamăgim, merită fiecare o șansă. Am încheiat citatul aici. Și acum trebuie să intervină judecata voastră, oameni buni, pentru că putem ierta sau putem repara lucrurile, dar avem certitudinea că, dacă avem certitudinea că nu se va mai întâmpla. Și totuși, dacă ești sărac, de ce nu muncești și furi? Sunt atâtea locuri de muncă în România. Nu cumva iertarea asta nu face decât să perpetueze fenomenul la un moment dat? Câte astfel de cazuri au, de fapt, un final fericit? Care-i lucrul pe care trebuie să-l facă societatea în aceste momente? 0372069599, îl repet, 0372069599. Ce ați fi făcut într-o astfel de situație? Depuneți plângere sau nu? Sunt acești copii victime sau infractori? Și este sărăcia o scuză pentru furt? Iată întrebările României în direct de astăzi, 0372069599. Suntem și pe Facebook, încerc să arunc un ochi și acolo. Începem dezbaterea noastră cu Sorin. Salutare! Vă salut, bună ziua! Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră. Sorin Dineașu. Salut! Părerea mea sinceră este că acești copii, în mediul în care trăiesc, sunt într-o adevărată școală de calificare în infracțiune. Și pot să vă exemplific acest lucru. Pe vremea primarului Simirald, a Iașului,
li s-au asigurat la zeci de familii nevoiașe, s-au scos chiriașii din două cămine de construcții și s-au umplut de, așa zis, și asistat social. I-a băgat în centrul Iașului, într-un cartier liniștit, tot cartierul s-a umplut de prichindei, să le zic așa, care cerceau. Pe parcursul anilor, crescând, ei nu mai stau cu mâna întinsă. Deci cartierul a devenit un focar de infracțiune. Mașina mi-a fost parte de trei ori într-o vară, poliția e inexistentă, copiilor li se fură telefoanele chiar de pe, li se smulg telefoanele din mână chiar de pe bulevardele centrale, se intră peste persoanele în vârstă, în lift, sunt jefuite. Adică eu personal nu cred în victimizarea acestor persoane. În Australia se spune, când recolta este bogată, șoarecii sunt foarte mulți. Ok, și asta ce înseamnă? Asta înseamnă pedepsirea exemplară, în special a părinților, în special a părinților, pentru că ei practic au responsabilitatea acestor copii. Celelalte măsuri nu cred că dau rol. Adică nu cu binișorul, ci cu de-a dreptul ce găsim. Adică există un sistem. Exact. Fiul meu stătea pe bancă la un bulevard, în zona centrală vorbim, li s-a smuls telefoanele din mână, ne-am întâlnit în instanță, i-a prins la a doua, la a treia, la al treilea șaf, i-a reușit și i-au prins. Deci nu vă spun ce amuzament era în sala de judecată. Deci, adică? Inclusiv familiile, inclusiv asta, amenințări cu bătaia la ieșirea din asta, să ne retragem plângerile, că... Adică... Deci tu zici că în situația asta nu va funcționa iertarea, adică degeaba ierți că nu învață nimic. Garantat nu va funcționa iertarea. Garantat nu va funcționa iertarea. Mulțumesc pentru mărturia ta, dar cum funcționează? Adică suntem pe picior de război? Nu e nimeni recuperabil în situația asta? Cum facem? Ne punem ca două tabere? Îi înconjurăm cu un gard, cum a făcut primarul Cherecheș la Baia Mare, cu niște cetățeni acolo, că era aceeași situație. Deci punem gardul, punem poliția, bă, vedeți să nu veniți aici și începe bătaia sau pedeapsa când se poate. Dar scopul societății în sine este să aducă adulți de calitate. Îi aduce numai prin bătaie. Robert, ce zici? Bună ziua! Păi, eu zic că dacă îi bătem, ei la rândul lor o să bată și așa mai departe. Și se va perpetua lucrul ăsta. Acum, referitor la întrebarea ta, dacă sunt victime sau infractori, acești copii. Bun, copiii nu sunt infractori. Infracțiunea presupune săvârșirea unei fapte cu vină. Vină înseamnă că are discernământ. Copiii minori nu au discernământ. Există un discernământ asta parțial de la 14 ani. Să luăm încet așa, că de la 14 ani există tipuri de discernământ și există modalități prin care statul poate să tragă la răspundere, inclusiv cu închiderea. Chiar m-am uitat înainte de emisiune pe sistemul gradual de pedepse pentru discernământul limitat. Așa. Bun. Din punctul meu de vedere, sigur că sunt victime acești copii. Sunt victime ale, nu știu, ale sărăciei, ale societății în care trăiesc, ale și așa mai departe. Copiii încă nu au personalitatea și până la 18 ani, nu au încă personalitatea structurată. Cu alte cuvinte, ei pot fi modelați. Ce încearcă omul ăsta să facă, ăsta din Marea Britanie, asta cumva, să le schimbe această percepție. Cum că, uite, că se poate și altfel. Ok, sunt eu de acord. Eu cred că în felul ăsta. O să aibă succes dacă acolo, așa cum descria Sorin, este un mediu infracțional? Sigur că eu zic că o să aibă succes chiar dacă acolo este un mediu infracțional,
dacă acest lucru se va repeta, cu alte cuvinte, va fi susținut. Nu știu, de exemplu, se va face campanii împotriva acestor situații de furt și așa mai departe, de conștientizare, mai ce se poate face. Lucruri de genul ăsta, da. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, media și societatea civilă sprijină o asemenea idee, respectiva acestui domn din Marea Britanie, cu siguranță atunci se vor vedea și rezultate. Altfel, dacă vom spune, păi crezi că acum nu o să mai fie infracționalitate dacă acest britanic face asta? Nu, nu cred asta. Dacă este un caz singular pe care el îl face unul singur, nu. Dar dacă la nivelul societății se poate face ceva, inclusiv dumneavoastră, prin emisiuni și mai departe, adică veniți, mergeți, invitați ONG-uri, invitați copii, invitați oameni de acolo din mediul ăla cu care să stați de vorbă, atunci se mai poate face câte ceva. Altfel, ați văzut, mai devreme ministrul Bode zice, domnule, s-a pus retoric întrebarea. Păi nu s-a pus întrebarea aceasta cu retoric, s-a pus concret ce a făcut. Domnul ministru Bode începe ceva... să devină, fac o paranteză, domnul ministru Bode începe să devină un ministru straniu. Cum adică? Domnul Bode, paranteză și mai mare, domnule, a trecut un an de când în România a explodat o bombă. Reveniți-vă un puțin, domnul ministru, da, un pic, da. Măcar, în fine, închid paranteză. Da, întâmplarea face să lucrez cu copii și adolescenți și știu foarte bine, mai ales de zona asta de consum de droguri și așa mai departe, ce se întâmplă, creșterea este exponențială. Sunt văzuți, apropo de asta, copiii ăștia sunt văzuți, de exemplu, ca infractori sau mai știu și eu ce, de către societate, de către părinți, profesori, cadre didactice, Ministerul de Interne și așa mai departe. Da, dar nu sunt văzuți ca și victime. Da, ăștia cu consumul de droguri, săraci. Da, din păcate am purtat discuția asta marți, știu că nu sunt văzuți ca victime și de acolo ar trebui să înceapă această dezbatere. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, Robert. Statul român are mai multe servicii, începând de la Direcția de Protecție Socială până la serviciile de probațiune. Serviciile de probațiune, chiar în astfel de situații în care se deschid dosare penale și se ajunge la un tip de judecată, au niște sisteme prin care ar putea să supravegheze acești minori zilnic, săptămânal, adică ar trebui să aibă niște oameni care să meargă la casele lor, să stea de vorbă cu ei, să-i cheme... nu zic la sediul poliției, dar în altă parte, și să încerce cumva să-i extragă măcar din când în când din acel mediu, da? Sunt copii, trăiesc în două lumi, sunt puși să fure, în multe situații sunt victime, dar de la un moment încolo încep să aibă discernământ și atunci pot să vadă și ei niște lucruri. Claudiu, unde ești în dezbaterea asta? Bună ziua, domnule Striblea, felicitări pentru emisiune, din Bacău vă sun. Ați început emisiunea cu o întrebare care nu trebuia pusă. Care? Acești copii sunt victime, nu sunt, cu siguranță, sunt niște victime ale sistemului românesc în care trăim și nu numai ei, o mare majoritate a populației. De ce nu trebuia să pună întrebarea? Pentru că știați dumneavoastră că sunt niște victime. De ce și ce ar trebui făcut, cred că era întrebarea corectă pentru acești copii, dar nu numai pentru copii, începând de la copii până la pensionari, până la adulți care câștigă o nimica toată pe o lună de muncă. Și atunci ce chef să mai ai să muncești în țara asta? Ce chef? Mai degrabă recurs la ce au făcut ei. Te-a pus de furat. Nu e o soluție, nu încurajăm lucrurile astea. Uite ce zice doamna Covaciu pe Facebook. Le place acest mod de viață. Sunt trimiși la furat de către părinții care nu vor să lucreze. Este un câștig imediat care îi satisface. Și acești copii nu au alternative, nu au un program, nu au nimic care să-i susțină din spate. O școală clădită pe niște suporți, stăpâni. Nimic nu există care să îi despartă de modul lor de viață. Pentru că dacă statul ar veni și ar spune, uite așa, 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 să întâmple anumite lucruri solide, am mai diminua. Inclusiv cel păgubit. Poliția s-a mișcat bine. Avem polițiști care sunt în măsură să rezolvă niște cazuri. Dar nici ei n-au chef la un moment dat. Din cauza salariilor, din cauza condițiilor, auzi? Din cauza tot ce se întâmplă în țara asta. Hai să fim onești. Nu cumva crezi că poliția a rezolvat repede cazul ăsta pentru că are niște clienți vechi pe zona aia? Adică cu siguranță s-au dus cumva... punct ochit, punct lovit. Aha, și de ce s-au dus punct ochit, punct lovit?
pentru că a fost prădat un cetățean străin, că dacă era un cetățean român, probabil se mișca un pic mai... Ok, bine, asta e interpretat. Eu sunt convins că mai sunt și oameni care sunt... Nu, eu am altă părere. Poliția s-a dus acolo pentru că știa cu cine are de-a face. Pentru că probabil mai trecuse prin întâmplarea asta, nu pentru că era musai un străin, ci pentru că știa ai cui sunt, cine face asta și de ce, și cum îi prinde. Domnul Striblea, aveți și la capătul celălalt al telefonului tot un om simplu, care constată zi de zi lucruri care nu se schimbă. Sunt venit în țară de foarte puțin timp, dar am bagajul la ușă. Pentru că nu se schimbă nimic, ba din rău în mai rău. Și dacă mă întrebați pe mine personal, nu s-a terminat și nu suntem nici măcar în vârful crizei și al ceea ce va urma. Astăzi de acord, pentru asta ne pregătim și o să mai vorbim aici, dar astăzi încercăm să rezolvăm această chestiune. Exact asta încerc să spun. Suntem toți niște victime a sistemului. Politicul nu se ocupă, cei care ne conduc nu se ocupă absolut decât de ei și de nimic altceva mai mult. Da, e o țară, mulțumesc tare mult. Aici vă dau dreptate parțial. E un sistem care își consolidează privilegiile. Cu asta pot fi de acord. Vedeți decizia de ieri a Curții Constituționale cu plagiatele. Bravo și încă o dată bravo. Adică plagiatele o să rămână bine mersi acolo până când sunt dovedite într-o instanță, nu neapărat de către o societate academică. Prima care poate spune ce s-a întâmplat acolo. În fine, ne întoarcem la Timișoara, unde regizorul englez Charlie Watley este prădat de niște copii și spune așa: eu nu sunt victimă, ei sunt victimă și voi face tot ce este posibil ca să-i ajut pe acest copii, să-i ajute, mă rog, nu depune plângere și probabil că dosarul va fi închis, cum se întâmplă de multe ori în situația asta. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că acești copii n-o să fure data viitoare? Elena, salutare! Alo, bună ziua! Da, este o problemă delicată. Avem pretenția ca și poliția să facă ceva pentru noi. Vreau să vă semnalez un lucru. Știți că foarte mulți elevi de la școala de poliție sunt jucători la acele săl de păcănele, cum îi se spune? E un dezastru ăsta în România. Știu că sunt foarte mulți tineri acolo. Chiar mă uitam ieri pe niște cifre. Sunt foarte mulți adolescenți. Cea mai mare dependență europeană, între 8 și 15% este asta. Dar cum se leagă... Ce pretenții avem noi ca viitorii polițiști să fie temi, să iau atitudine când ei din școală, deci vă spun sigur treaba asta, când ei din școală merg în acele săli, nu sunt legitimați pentru că nu au 18 ani, nu sunt legitimați de absolut nimeni în acele săli de jocuri. Dar aici, și de Elena, aici poliția și-a făcut treaba în acest caz. Adică aici ce... da, dar ne gândim un pic și în viitor. Așa. Cum să avem pretenția la viitor, la viitorii copiilor noștri, când nu se face absolut nimic pentru, nici pentru cei care fură, nici pentru cei cu droguri, nici pentru cei cu jucători care sunt și care intră în acele săli și nu au voie să intre. De ce? Pentru că nu se dorește ca cineva să-i legitimeze la intrare. Vă spun în cunoștință de cauză. Vorbești de o parte a societății marginală din România, care este tratată de multe ori cu presiune și cu o sprânceană ridicată, și împotriva căreia, de-a lungul ultimilor 10, 15, 20 de ani, s-a ridicat un discurs destul de puternic, un discurs care nu era întru totul adevărat, și anume că săracii aceștia trăiesc pe spinarea noastră. Asta a însemnat că, de-a lungul ultimilor ani, oamenii aceștia nu au primit și alte forme de ajutor, au devenit dependenți, dar nimeni nu a hotărât și n-a găsit cale să-i scoată de acolo. Spune-mi, tu cum ai proceda într-o astfel de situație? Ai depune plângere împotriva acestor copii sau i-ai ajutat? Eu aș încerca să-i ajut. Cum? Aș încerca să existe, într-adevăr să existe acele centre care să-i,
să indume, eventual și pentru să indume și spre o profesie tehnică, să îi ia pe lângă niște ateliere, nu știu, instituționalizați, dar în același timp să, probabil că prin fundații, tot fundațiile fac, ONG-urile se ocupă, pentru că statul, din păcate, nu. În felul acesta, da. Adică nu, cu pedeapsa nu știu dacă rezolvăm. Un ONG... Sunt cazuri. Sunt cazuri, da, în care se reușește, dar foarte, da, puține. Da. Foarte puține, într-adevăr. Din păcate sunt foarte puține. Mulțumesc. Care se ocupă. Mulțumesc tare mult, Elena. Un ONG-ist foarte cunoscut, Valeriu Nicolae, face asta de ani buni cu Casa Bună pe spezele sale, cum ar veni. Alături de prieteni, medii din acestea cele mai sărace din București, dar și de alte comune ale României, Valeriu Nicolae aduce copii din astfel de familii, cu astfel de probleme, îi ajută la școală, face meditații, îi scoate din lumea lor și speră că va fi un pic mai bine. Acesta este un efort colosal al societății, nu numai la noi. În toate statele lumii se întâmplă chestiunea asta. E o dezbatere pe care mulți o poartă. Noi ne întâlnim cu ea doar în timpul unui furt sau când vedem munca lui Valeriu Nicolae. Fără această muncă, probabil că exploziile sociale ar fi mult mai mari. Marta, salutare, ești la România în direct. Cum cântărești tu cazul de azi? Bună ziua! Eu aș vrea să vorbesc despre, nu neapărat strict de cazul de astăzi, ci aș vrea să povestesc un caz la care eu am participat. Este vorba despre copii din familii cu mulți copii, în care anumiți copii nu merg la școală, tocmai pentru că nu își mai permit părinții, sau, de exemplu, cazul unei fetițe care eu am cunoscut-o într-un sat, a mers la școală, dar avea un handicap psihic și după ce a repetat de două ori clasa întâi, mi s-a spus la școală că deja vârsta este înaintată și în sistemul normal nu mai poate fi primită. Și eu m-am mirat că avea 9 anișori și pe 14 septembrie i-am spus că am școlar bun și mi-a spus, dar eu nu merg la școală. Okay. Și vreau să spun că probabil sunt, am vorbit în sat, într-adevăr mi s-a spus că așa este legislația și atunci am încercat în orașul mare, în București, să găsesc care e formula, statul ce face cu acești copii care... cum se ocupă de ei. Într-adevăr, acolo la țară nu aveau cine să se ocupe sau nu au știut nici părinții. Și ce formulă ai găsit? Și am aflat că există a doua șansă, școala a doua șansă. Deci unde sunt alții copii și chiar tineri și chiar adulți, adică aici am întâlnit și adulți care au făcut un an de școală sau doi, au abandonat din motive diverse și erau aceste clase care aveau un orar mai restrâns, îi învăța cu fiecare pornea de unde a rămas. Deci cu fetița aceasta trebuie să iar de la clasa 1, alții erau de la a 4-a. Depinde unde au abandonat. Și vreau să zic că a fost foarte bine pentru acest copil care l-am înscris aici, apoi într-adevăr mi s-a spus că are un handicap psihic și trebuie dus neapărat, adică nu făcea față nici acelui program restrâns de școală. Dar acolo am întâlnit copii de romi sau alții care au întrerupt deja cum erau adulți, adică puteau ei să iau hotărâri, erau mai mari și și-au dat seama de faptul că au pierdut mult în viață sau pierd mult în viață din cauza că nu știu să scrie sau să citească și au avut această șansă, a doua șansă. Deci este un program al statului. Da, asta, chiar asta voiam să te întreb și să adaugi, ca să știe lumea, pentru că da, de multe este ori... este un program al statului. Exact. Deci, de exemplu, eu în București, eu aici am adus fetița și erau 3 zile pe săptămână, adică într-un an putea să facă 2 ani de școală, depinde fiecare de ritmul lui și de unde pornește și care sunt nevoile. Că alții lucrau deja, era care, o persoană care lucra și venea să-și facă școala. Nu avea săraca niciun... iar după aceea o altă latură, de exemplu pentru copiii care au chiar probleme, dar nu îi depistase nimeni în satul lor sau în localitatea lor, ne-au îndrumat de aici la școli pentru copii cu handicap.
unde au un program mai ieșit tot de stat, tot școli de stat, unde am putut continua cu această fetiță până la clasa 8-a, iar tot așa, statul are licee cu clase speciale pentru copii. Tu te-ai ocupat de copilul ăsta, deși nu era al tău? Da, da. Și ți-ai asumat tu chestiunea asta? Adică ai fost tu îndrumătorul său și al familiei? Da, da. De ce? Pentru că nu mi se părea normal să rămână un copil, adică eu un suflet, e o viață. Dacă n-aș fi găsit nimic, nicio sursă, nicio variantă, poate aș fi abandonat. M-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, nu cred că în țara aceasta nu există o variantă. E adevărat, n-am mers la minister. Recunosc, am intrat pe Google, am dat variante, am căutat și apoi m-am dus la școală. Am întrebat ce dosar era pe 15, nu, deja era pe 20 și ceva septembrie până când am găsit. Am întrebat, mi-a zis ce trebuie să aduc și imediat ne-au primit. Și bravo, am început ție. Ai făcut un lucru absolut extraordinar. Da, asta vreau să spun. Nu pentru mine, vreau să spun că și în țara aceasta, dacă se dorește, dacă se găsesc persoane sau ONG-uri sau persoane individuale sau cum îi dă domnul în inimă unui om și vrea să întindă o mână acestor cazuri, se pot găsi variante. Mulțumesc pentru tare că mult. Să spun că acest copil acum e la liceu. Deci okay. Acest copil, vreau să continui. Deci după școli până în clasa 8-a speciale, sunt și licee cu clase speciale, licee de meserii. Și unde acești copii sunt îndrumați. Deci vreau să zic, când eu, la clasa 8-a, când i-am făcut dosar pentru liceu și a trebuit să facem testul psihologic și dosarul pentru că ea are un handicap, într-adevăr, am rămas eu personal uimită ce răspunsuri frumoase a știut să dea copilul psihologului. Adică mă gândeam, mereu am zis, dacă i-ar fi rămas în stat, ar fi rămas doar la crescut animale, adică să le păzească. Viața ei s-ar fi pierdut cu siguranță. Îți mulțumesc tare mult, Marta. Extraordinară poveste. Și încă o dată, dincolo de oamenii excepționali pe care țara asta îi dă în multe situații și care ajută, e bine, o să găsiți faptul că există și instrumente de stat. Asta apropo de cum a început discuția asta. Știți că statul nu poate să facă mare lucru. Uneori poate. Mulțumesc încă o dată, Marta. Andrei, bine ai venit la România în direct. Pornisem astăzi de la cazul Charlie Oatley, cu trei copii care l-au furat. Ce faci dacă ai fi în situația asta? Bună ziua și bine v-am găsit. Andrei, sunt din Timișoara, 35 de ani și ne-am zis vârsta pentru că e oarecum relevant. Mi s-a întâmplat ce i s-a întâmplat domnului Charlie acum 15 ani. O poveste scurtă. Mi-au furat din mașină, mi-au spart matizul, mi-au îndoit mașina, se putea face lucrul ăsta. O lună mai... paranteză. La investigare au venit doi polițiști. Unul dintre ei, un cunoscut. După aia mi-am dat seama că nu era chiar prieten. Jucasem fotbal cu el, le-au luat amprentele. O lună mai târziu m-au chemat la secție pentru declarațiile, cum că s-a găsit hoțul și așa mai departe. Și m-am dus la declarații, mi-am lăsat telefonul, mi-am pus să las telefonul la intrare și să scriu în declarație. A, mă, uite ce s-a întâmplat, Andrei. Ție cât ți-o luat? 80 de lei ai declarat. Portofelul nu l-ai mai găsit, dar îți aruncaseră permisul de conducere, buletinul, nu te-au încurcat cine adică știe ce. Adică au fost ce. De treabă, da, cum ar veni, da. Ți-au luat. Da, asta îmi zicea polițistul. Așa. 8 mașini au spart în săptămâna aia și un copil de 14 ani cu sora sa de 13 ani. N-ați mai bine să-ți declari, să-ți retragi plângerea, că și ceilalți și-au retras plângerea și n-are rost să se înceapă. Deci încurajau lucrul ăsta. Eu nu m-am dat seama atunci, am zis, ok, hai să nu mergem pe procedură, că bătăi de cap și așa mai departe. Nu cred că am făcut bine. Și nu cred că organul trebuia să încurajeze retragerea plângerii. Plângerilor, că am fost 8 doar în săptămâna aia. Problema o ajuns la părinților, ca mai departe statul să poată să facă ceva. Dacă cred ei că... sunt încurajați în continuare să spargă, să fure, că lască-ți copii. Nu cred că e în regulă.
Dacă problema o fi ajuns la părinții lor, e posibil, dar dacă a ajuns la celelalte instituții ale statului care să continue procedura de ajutor firească în astfel de situații, mă îndoiesc. Adică eu așa aș vedea lucrurile, pentru că ei închid dosarul acolo și nu poți urma cursul firesc de supraveghere și de îndrumare a minorului în afara, venit din afara familiei. De fapt, asta e marea problemă. Las că lucrurile astea poate nu sunt la cel mai înalt nivel, dar dacă nici lucrătorii ăia de la probațiune sau de la DGSPC nu știu că au astfel de cazuri, cum o să ajute? Exact. Aici e marea chestiune. Și da, poate ar fi, știu de această practică a poliției, știu dintr-o experiență personală când și copilul meu a fost tot așa jefuit pe stradă de un copil mai mare, de un adolescent la data respectivă, și tot așa am fost îndrumați, domnule, oricum nu, și într-adevăr procurorul nu a deschis dosar penal în acea speță. Dar dacă ar fi deschis, mă întreb, nu cumva n-ar fi repetat copilul la fapte? Sau cine știe ce s-ar fi întâmplat? Și asta poate să fie, dar eu m-am gândit, atunci eram copil 20 de ani, dar ulterior m-am gândit, măi, cum să încurajezi furtul? Lasă-l că are doar 14 ani. Sau, oare și-au și ei partea? Din așa ceva? E greu să cred. Da? Cred că doar să n-aibă mai multe dosare pe cap. Cred că toată lumea e fericită. Doar ca să nu lucreze? Păi dacă ai 300 de dosare cu furtișaguri, îți dai seama ce bătaie de cap? Nu, cred că ți-ai partea din mici prostioare de astea. Din 80 tocmai de m-am speriat. Da, nu. Cred că este lene, adică pur și simplu. Au atât de multe că nu pot face față. Mulțumesc! Poveste bună, pentru că de fapt așa stau lucrurile. Îi și prinzi, îi las, bă, ce facem? Ne mai înțelegem cu ei. Angela, salutare! Tu cum ai cântărit tonul? Bogdan, bine ai venit. Cum ai cântărit situația asta? Bună ziua, Cătălin, bună ziua ascultătorilor tăi. Cum să spun? Viața m-a pus într-o postură în care mi-au trecut prin oameni, prin mână mii de oameni, de toate așa categoriile. Dacă revenim la subiectul emisiunii, acești copii sunt într-adevăr victime. Dar sunt niște victime cărora le place să facă ceea ce fac. Pentru că lucrurile astea pleacă din copilărie. Prima școală a lor este cerșetoria. După aceea cresc și nu mai cerșesc, încep să fure. După ce fură, atacă. Asta văd ei acasă. Eu am lucrat cu părinții lor. În șantiere, stăteau două săptămâni, după care plecau. Nu vor să muncească. Le place să facă ceea ce fac. Atâta vreme cât se dau ajutoare sociale pe degeaba și părinții sunt buni de muncă și nu dau un exemplu, că se duc zi de zi la serviciu, că o dată sau de două ori pe lună aduc acasă banii și cheltuie cu cumpătat, fără băutură și fără violență în familie, ce văd asta fac copiii ăștia? Care e faza cu ajutoarele sociale? Că vreau să înțeleg, adică ce? Adică atâta vreme cât părinții, ce căutau copiii ăia la 3 dimineața prin parc? Nu are ce să caute pări copiii la 3 dimineața prin parc. Orice poliție comunitară sau orice poliție națională, dacă îi dădea, trebuia să-i ridice, să-i ducă la secție, să anunțe părinții. Numai că s-aia trimis. Asta au văzut acasă. Deci totul se petrece cu acordul părinților, care la rândul lor părinții nu muncesc și stau cu ajutoarele sociale și cu alocația lor. Da. Cătălin, uite-te, o familie normală emigrează în Suedia. Corect? Ce fac? El inginer, ia asistentă. El inginer se duce și face curățenie în market, pentru că nu e recunoscut ca inginer, iar ea se duce și lucrează, și lucrează. Iar copiii se duc la școală. Ce înseamnă asta? S-au integrat. Într-o perioadă scurtă. Ce fac ceilalți care pleacă acolo? Se duc și cerșească la cerșit și la furat. Nu se integrează. Totul ține de educație, de mentalitate. Acolo trebuie umblat. Și asta pe perioadă lungă. Și atunci cum ai proceda în situația asta? Dacă erai în locul omului ăsta, cum procedai sau ce făceai? Cred că undeva la fel. Încercam să-i ajut, dar nu puteam să iert și nu-i consider victime. Există și infracționalitate juvenilă. Există, da. La 14 ani poți să fii infractor. Ai un discernământ limitat. Așa consideră statul, are niște sisteme puse în funcțiune. Da. Diferența este că acum nu le poate aplica. Adică în această speță
Nu poate aplica. Sigur, poate face, poate face anchetă socială, pentru că a auzit la radio și a văzut la televizor că e o problemă acolo. Și atunci se coboară, face ancheta socială, se uită, pune în aplicare niște instrumente, dar dacă nu ești Marta, cea care a vorbit mai devreme, să te ții vreme de 10 ani de un copil să-l scoți de acolo, nu să reușești. Asta da, așa este. Cazul e puțin diferit între situația fetiței și situația copiilor ăstora, care, practic, ei sunt semi-abandonați. Nu putem să spunem că sunt 100% abandonați, dar sunt semi-abandonați. Iar atunci statul ar trebui să intervină cu diferite instrumente. Lucru care nu se întâmplă nici măcar 5%. Mulțumesc tare mult, Bogdan, pentru mărturia ta. Elia, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Am și o poveste. Sunt sinceră, n-am ascultat de la început emisiunea, dar mi-am dat seama despre ce este vorba și vreau să vă spun povestea mea, că mi s-a întâmplat când eram mică, mică undeva pe la vreo 12-13 ani, cam așa aveam. Așa. Coboram din tramvai sau autobuz, nu mai știu sigur, Piața Centrală din Craiova și mă îndreptam frumos să mă duc să-mi iau, să aveam nevoie, când în fața mea coboară o doamnă în jur de 65 până 70 de ani maxim, iar în spatele dânsei un alt copil, 12-13 ani, tot de seamă cu mine, de altă etnie, că nu vreau să jignesc, așa, care îi cotroboia în poșetă, i-a deschis poșeta în fața mea, când s-a șochinat pe spate. Eu m-am uitat, am făcut niște ochi foarte mari, n-am știut efectiv cum să reacționez, am vrut să mă duc și să-i zic. Mi-a făcut cu degetul la gură să tag din gură, după care mi-a făcut cu degetul la gât, ceva în genul că-mi taie gâtul dacă zic ceva. Uh-huh. Și n-am putut să fac nimic, mi-a fost foarte frică. M-am dus într-un colț la piață și am început să plâng pentru că n-am știut. Astăzi ai ști? Adică astăzi când ești adult te-ai băgat din nou? Acum da. Aș tipa și aș acționa sigur. Nu mi-ar mai fi frică. Dar atunci mi-a fost frică de chestia aceasta. Mă gândeam dacă mă va urmări pe mine, dacă mă va fila între ghilimele pe mine și o voi păți eu. Hoțul pe care l-ai văzut atunci era un copil, da? Da. Era victimă sau infractor? Mai întrebați o dată că n-am înțeles. Am zis, hoțul pe care l-ai văzut era un copil și te întreb ca la Charlie Oatley. Era victimă sau infractor? În partea mea, infractor. Infractor clar. Mm-hmm. Declarat infractor. Victimă poate din alt punct de vedere, că așa a văzut fie mamă, fie tată, bunic, părinte, prieteni, circumstanțele, gașca. Și dar crezi că a avut puterea, avea puterea să discearnă, să se oprească în momentul ăla, chiar dacă era pus sau astea erau modelele lui? Nu, cred că le și place să facă treaba asta. Cred că e și un pic de adrenalină în treaba aceasta. E posibil să fie și așa. E posibil să fie și un pic de adrenalină, dar știi cum e, dacă nu ai primit altceva în viață decât chestia asta, din ce să-ți iei plăcerea? Eu, de exemplu, în viața mea am fost mai nebunatică și îmi plăcea să fac cam mai tot ce era interzis. Dar cu timpul mi-am dat seama că o jignire, o palmă, un furt, și eu am furat un creion, niște bani de la bunica din geantă, dar cu timpul mi-am dat seama, băi, nu e bine. Mă vede un Dumnezeu, mă vede un destin, mă vede o linie a vieții, totul se va întoarce cândva. Ce frumos. Și am zis, nu mai vreau să fac treaba aceasta. Mi-e frică de ceea ce mi se va întoarce. Mie, altora nu. Da, după ce cum bine. Vedem. Mulțumesc tare mult. Știi că sunt și, invocă la un moment dat și credința tipul acesta de oameni. Teodor, tu o să închei România în direct. Salutare! Bună ziua! Nu o să vă spun o poveste. O să mă rezum la ghilimele povestea pe care tocmai o dezbatem. Te rog. Eu cred că sunt victime totuși acești copii, cel puțin până la un anumit nivel.
Mă duc cu gândul însă mai departe la propunerea, ca să-i spunem așa, inițiativa lui Charlie de a veni cu o metodă din care să extragem, să ducem aceste victime într-o altă etapă a vieții lor. Dar întrebarea pe care mi-o pun este dacă victima își dorește. Dacă victima vrea, ghilimele de rigoare, corecție. Tu crezi că nu vrea? 10-14 ani am înțeles, da? Da, da. Cred că deja au așa măcar o parte de discernământ. Nu în totalitate, dar deja au înțelegere. Știu ce fac și fac conștient lucrul acesta. Poate împinși, constrânși într-o oarecare măsură să facă lucrurile acestea. De părinți, de abuzatori, de cine ar fi ei. Dar conștient fac asta, că altfel n-ar face asta. Și întrebarea este dacă găsesc acest mod de viață și îl însușesc și îl doresc și continuă cu el, sau înțeleg că sunt victimele a unor abuzuri, a unor sisteme, a unui mod de viață din familia lor sau de unde trăiesc ei, și înțeleg că trebuie să iasă de aici și să trăiască altfel. Metoda propusă de Charlie e una excepțională într-un sistem și în orice sistem, al nostru sau altul. Dar victima își dorește, eu vreau să te învăț să înnoți. Tu vrei să înveți să înnoți? E foarte bună întrebare. Oricât de tare aș vrea eu, dacă tu nu-ți dorești, 50% partea ta nu contribuie. Cred că eu mă străduiesc cu toate. Cred că cu această concluzie se și încheie misiunea noastră, pentru că e o concluzie foarte bună. Apele nu pot fi limpezite până la final. Și îți mulțumesc, Teodor, de această concluzie. Cred însă că și noi avem datoria de a ne duce plângerile până la capăt, adică de a-i spune statului: uite, s-ar putea să fie o victimă, s-ar putea să-i placă, nu ne e clar. Dar până în momentul în care aceste plângeri nu sunt rezolvate, nu sunt supuse sistemului de pedepse și probațiune, cred că statul și comunitatea nu are mijloace să lucreze. Iertarea la modul general nu este funcționabilă, pentru că nimeni nu se va ocupa în continuare de acești copii. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.